Ioana, îți mulțumim. Peste 90% din școlile din capitală nu au autorizație ISU și sunt cazuri în care nu reprezintă o siguranță pentru elevi. Mai este mai puțin de o săptămână până când cei mici vor începe școala. Iar în toată capitala, doar 44 de școli din cele 642 știu sigur că nu reprezintă un pericol pentru elevi. În sectorul 5, spre exemplu, singura școală care avea aviz ISU va fi dărâmată. Vorbim despre școala 141, unde tavanul a cedat din senin. Și despre o situație care se poate repeta în orice moment. Autoritățile spun că nu pot face nimic și invocă în ajutorul lor divinitatea. Părinții însă nu sunt deloc liniștiți că totul ține de Doamne ajută. Din totalul de 642 de unități școlare de pe teritoriul Bucureștiului, doar 44 dintre ele sunt autorizate ISU. În momentul de față, în capitală sunt 44 de instituții de învățământ care dețin autorizație de securitate la incendiu. Faptul că în acest moment acestor instituții de învățământ le lipsește această autorizație nu înseamnă neapărat, nu înseamnă chiar deloc faptul că în acest moment copiii sunt în pericol. Dar trebuie parcurse aceste etape procedurale. Obținerea autorizațiilor de securitate la incendiu este îngreunată în primul rând de lipsa de personal din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență, spun primarii, care pasează responsabilitatea pentru această situație. În ultimele luni am făcut eforturi pentru a intra în normalitate cu aceste unități pe partea de autorizare. Din păcate, ne-am lovit și ne lovim în continuare de foarte multe obstacole. Toate sectoarele au aceeași problemă cu avizele și cu autorizațiile ISU. Termenele care sunt stabilite, respectiv septembrie pentru finalizare documentației și decembrie pentru autorizare și finalizare lucrări, vă spun cu responsabilitate și părere de rău, nu vor putea fi respectate. Vă rog din suflet, vă implor, dați-ne și nouă avizele. Pentru că este normal, părinții sunt nemulțumiți. Așa este, părinții sunt supărați. Dar nu pe ISU, ci tot pe primărie. Aici este de vină primăria. Noi, lună de lună, facem sesizări către Consiliul Local, către primăriile de sector. Poziția primăriei era aceea că nu există bani pentru aceste avize. Siguranța copiilor noștri nu poate să stea în existența unui aviz și neexistența acestuia pe motivul că nu sunt bani. Iată, spre exemplu, care este situația în sectorul 5 din capitală. Mai avem niște corpuri de clădire la niște unități de învățământ care sunt de pe vremea lui Alexandru Ioan Cuza, sau că la școala 124 abia acum facem grupuri sanitare în interiorul școlii. Din cele 67 de unități de învățământ, 0 sunt autorizate ISU. Da. Nu vorbim despre un sat uitat de lume, ci despre un sector din capitala României. În sectorul 5, singura școală care avea aviz ISU va fi demolată. Vorbim despre școala 141, al cărui tavan s-a prăbușit din senin în urmă cu câteva luni. Copiii care învățau în respectiva școală vor fi transportați cu autobuzele într-o altă unitate de învățământ. Pentru municipalitate, crearea unei linii speciale care să asigure transferul copiilor din zonele dedicate în școli reprezintă o prioritate, spune viceprimarul capitalei. Începând cu 11 septembrie, vom pune în practică acest proiect. Și va fi gata până pe 11 septembrie? Cu ajutorul lui Dumnezeu, da. Se pare că așa cum în fiecare an descoperim că școlile nu sunt pregătite să își primească elevii, anul școlar 2017-2018 nu putea să lipsească.